180 de grade. Nu A, C, B. A, C, B. A, D, B. A, A, D, C, B. D, C, B. A, da, cu... Bine, vezi, eu am nevoie acum de A, C, B. Despre A, C, B, ce pot să spun? Că este egal cu A, C, D. Asta e foarte important. Deci, și cum A, B, C, D romb, rezultă că ce A este ce? Ce A este bisectoare. Așa redactăm. Deci, Că cea este bisectoare. bisectoare. Și atunci rezultă Că ACB da. e congruent cu ACD. Așa. Adică Adică ăsta de adică AKB ACD este plus cât? ACB plus B e 180 de grade. O secundă, numai atât mă interesează. AKB, cât este din tot Q? Din tot cu jumătate. Asta e important. Deci rezultă că A, C, B este Egal cu DCB da, măsura lui D, C, B pe 2. pe 2, da. D, C, B, D, C, B pe 2. D, C, B pe 2. Și ECB este 1 pe 4 din DCB. Excelent. Pe de altă parte, noi aveam că măsura lui Deci, ECB. E că B este jumătate din ACB, spunem sub ea. Așa sunt șmecheri. Pe de altă parte, am măsura lui E că B, avem undeva scris Da, acum, da. este jumătate din ACB, Da. egal cu măsura lui ACB pe 2, nu? Și din cele două iese, cum ai spus tu, 1 pe Da. 4. Redactăm Rezultă că oglindă. ECB Măsura lui E că B egal cu 1 pe 4 din DCB. din DCB. Și ai tu neva, e că B, ai nevoie aici. Nu? Aici. Ai e că B aici. Ai nevoie de e că B, că Da. știa că fac împreună 180 de grade, nu? Da. Spune, știm că 15 grade plus măsura lui B, ca să mai scriu încă o dată. Da. Plus măsura lui B, că e Așa? 180 de grade. Iar de sus spui că măsura lui E că B sau B că E tot una, nu? Da. De sus spui măsura lui E că B egal cu o 1 pe pătrime. 4 ori DCB. Așa. Din cele două, acoladă, din cele două, adică înlocuiești pe asta, Da. sus, iese că 15 grade de dus încolo se face 165 va da. Da. Răsură că măsura unghiului B Plus măsura unghiului bâiecă da. egal cu 180 minus 15. Păi din cele două îl înlocuiești pe bâiecă. Cu cine îl înlocuiești? Cu o pătrime. Deci în loc de asta. Am. Nu? Că 1 de-aia pe spui. 4 ori DCB. Așa. Sau DCB pe 4. Sau DKB pe 4. Măsura lui DKB pe 4. Egal cu 180 Adică așa minus minus 15. 15. Și egal mai departe cu 100, cât face acolo? 65, nu? 5. De grade. Iată că ai măsura lui B plus DKB pe 4 fac 165. Amplificăm pe B cu 4. Amplifică, dar peste un pic de timp. Tu ce trebuie să afli în problemă? ABC, adică B-ul. A, măsura lui A, B, C, A, B, C. Adică unghiul B de aici, da? Da. Dar tu mai ai ceva legat cu unghiul B. Unde ai cu 180 grade? Unde? Uite aici. Da. C plus măsura lui B fac 180 de grade. Deci de sus, pui.
C plus... Măsura lui C. Plus măsura lui B. 180 grade. Adică... DCB. Tot... În loc de DCB e C aici. Da. Adică deci, tot la asta ajungem. Nu. Nu. Pe C-ul de aici, în loc de DCB, poți să scoți pe asta. Pe C să-l pui aici. Da. Deci, cât ar fi de aici măsura lui C din asta? Rezultă că măsura lui C e egal cu 180 grade minus măsura lui B. Din cele două, relații, din asta de sus, da, și asta, rezultă că măsura lui B plus linii de fracție, cine acum? DCB-ul de aici este tocmai C-ul. Da. Adică ce să spui? 180 minus măsura lui B. Deci 180. Lasă linia lungă mai mult de fracții. Asta trebuie să... 180 minus măsura lui B. Așa. Pe 4. Da. Egal cu 100... Egal cu 180. 165. 165. Și în relația asta a apărut doar cine ca necunoscută? Doar B. B. Măsura lui B care ți-e reții în problemă. Da. Și acum amplifici cu 4, faci toată chestia și rezultă. Și egal cu 4... De 4 ori măsura lui. B. Pe 4. Da. Plus 180 minus măsura lui B. Că 165 de grade. Așa. 60 trebuie să amplifici cu 60, cu 4 ca să fie peste tot, să eliminăm numitorul. Asta înseamnă, de fapt, nu? Eliminăm numitorul la un capăt și trebuia să spunem de 4 ori. Patru de al de 165, da? 46, 24 și cu 2, 26... 660. 660. În concluzie, avem acum, din toată chestia asta, rezultă că, ia să vedem, numitorul 4 se elimine, nu? Da. Și ce rezultă? Și rămâne 4 plus 180 minus măsura lui B egal cu 660. 660. Păi, ne mai rămâne 3... 3 măsuri al lui B. Plus 180 egal cu 660. Egal cu? Egal cu 660 minus 180. Da. Pe minus 8 vine 8 și 5 minus 1, 4. 480. Și măsura lui 480 pe 3. Adică? Ce împărți la 3? O 160 grade. Vezi? Am aflat astfel măsura unghiului care ți-a ajutat în problemă. Acum, tu uite-te cu foarte multă atenție pe problemă și spune-mi care au fost momentele cheie în problemă. Deci, cu ce plecăm noi de aici? Care sunt, să spunem, lucrurile ca și achiziții, ca importanță, ca frumusețea problemei, cu ce ne-am ales noi din toată asta? Asta mă interesează. Uită-te așa, reflectă cu multă grijă și uită-te și îmi spui, e, aici a fost, aici, așa. Că unghiul C plus unghiul B erau de 180 de grade. Deci a fost un moment foarte important, nu? Da. De palogram. C și da. Cu B, unghiile alăturate. Da. O informație foarte clară. Și aceea au rămas acolo. Dar de ce m-am gândit, de ce am zis noi prima relație C și cu B să fac 180 grade? Când cerea pe B. Da.
Și acum am mutat, îl afli pe B dacă îl știi pe C. Îl aflăm da? Pe B dacă îl știm pe C. Când l-am înlocuit pe C. Dar de unde să-l găsim? Din alte informații care să, ne, să însemne ce? Din alte informații care să însemne... Adică, un, asta că a fost 1 pe 4 ori de CB. O, acolo a fost. Da. Da? Că B acela este o pătrime din DCB. Este extraordinară momentul. Deci, acolo e momentul tare. Dar ce am folosit pentru chestia aia? Păi deci, am folosit tot așa unghiul B. Așa? Tot așa, sub, că era 180 de grade. Adică ne-am dus într-un triunghi. Și am valorificat faptul că suma... Da, valor... între unghiul băiecă. Asta, de acolo, de el ceva informații, ne dă unghiul ăla mic. Deci nu ne-am dus întâmplător. Da. Ne-am dus între unghiul acela pentru că avem pe ăla mic de 15 grade. Așa. Și am plecat acolo și am prins chestia asta foarte frumos, când am zis, băi, stai o clipă, fac 180 grade. Și se lega B-ul și cu o pătrime din C. Da. Adică, n-am știut deodată că e o pătrime. Numai că am sesizat noi că în triunghiul acela intră unghiul acela micuț obținut ca urmare a bisectoarei. Da. Și zi tu de, mai departe. Și fiind bisectoare... Și fiind bisectoare, unghiul A că era egal cu unghiul E că B. Așa. Și pentru că și A că era bisectoare și diagonală un romb... Așa. Unghiul de A era egal cu unghiul A că B. Așa. Și atunci am mânat problema pe acel unghi micuț care ți-ntra în triunghi ca fiind o pătrime din tot unghiul C. Da. C-ul și cu B-ul făceau împreună odată 180 grade, iar o pătrime din C plus B-ul și plus 15 grade fac 180 grade. Da. Cu alte cuvinte, o pătrime din C plus B fac 165. Da. Și vezi cât de frumos a fost problema. Așadar, acum spune momente importante. Scrie acolo. Momente importante ale problemei. Momente importante. Și aici spui, pasul 1. Pasul 1. Adică prima chestie care ne-a sărit în ochi. Măsura unghiului C plus măsura unghiului B egal 180 grade. Așa este. Asta a fost pasul 1. Pasul 2. Că A că e bisectoare și e bisectoare în romb. Și de unghiul de C, O e congruent cu unghiul O, C, B. Adică am spus bisectoare una și bisectoare cealaltă și am ajuns până la urmă că e de fapt acel unghi micuț. Nu, dar hai să pornim pasul 2, este așa, în triunghiul. Pasul 2. În triunghiul B e C. B e C. Unghiul e egal 15 grade. Așa. Scriem relația. În triunghiul B e cât? 15 grade plus măsura unghiului B plus măsura unghiului... Asta a fost, nu? Da. Al doilea lucru care l-am pus neoserit în ochi. 15 grade plus măsura unghiului B plus măsura unghiului B e cât? Da. Egal cu 180 de grade. Și pasul 3, lucrul al treilea foarte important. A că e bisectoare. Deci A că bisectoare, de asemenea și altă bisectoare pui de resubt. Și E că bisectoare. Și E că bisectoare. Acolo din cele două bisectoare rezultă că... Unghiul E că B. E că B acela va fi egal cu... Egal cu 1 pe 4. Da. Din unghiul B că D că B. D că B.
Asta a fost pasul către 3? Da. Pasul 3. Și pasul 4 a fost înlocuirea lor pur și simplu da. Acolo și totul a fost rezolvat. Deci pasul 4 rezultă că ultima relație acolo când ai locuit pe unghiul acela cu 4 și a dus la același numitor, a apărut cât de 3 ori unghiul B, nu? Da. Deci după, în pasul 4, după înlocuire, chiar așa, după înlocuire, rezultă că de 3 ori măsura lui B. După înlocuirea lui C, nu în final, da. Face cât? 660 de grade. Rezultă că unghiul de fapt, aici am pus în cei 4 pași momentele importante. Da. Dar cheia problemei, unde s-a dus? În ce a constat? Care a fost miezul problemei, să zic așa? Că unghiul... Ăla e de 15 grade, nu degeaba. Da. Și atunci am zis suma unghiilor într-un triunghi. Și care intra și B-ul. Da. Și pe urmă, fiindcă se lega de unghiul C, am tot umblat după ce informații mai aveam și l-am găsit pe acela care intră în triunghiul ăsta micuțul ca fiind o pătrime din unghiul C. Despre ce și cu B știam că fac 180 grade. Da. Vezi cât de frumoasă e problemă matematica. Deci, din nou, Ioana, să le spunem prietenilor noștri că au o șansă imensă, imensă cu Prof. Online. Vezi, noi aici am făcut o problemă la prima citire. Eu nu știam, cum nici tu nu știai, dar care a fost diferența între mine și tine? Că dumneavoastră ați avut în gardere. Asta e! Spectaculos! Senzațional!